suntem toți de vină. Când câștigăm, suntem toți bucuroși, când pierdem, suntem toți triști. De vină la fiecare în parte. Nu numai unul sau doi. V-a egalat Terlangeni. Avem miercuri meșcuiești, nu am de văzut. Câștigăm, 3 puncte în față iarăși. Obiectivul nostru până la urmă este să ne salvăm, nu să intrăm în Liga 1, nu mai sunt 6. Evoluția lui Gerasim în parte? Da, ce să zic, el a luat gol din penalti și lovitură liberă, ce putea să facă. Restul a fost tot ok, nu sunt eu să-l judec, în măsură să-l judec. A fost ok, ce să zic. Nu, mai din potrivă, că l-am da, bine. A fost bine, jocul a mers. Nu a fost nimic ce să zicem, băi, n-a mers nimic. A fost tot ok. Mai tehnici jucătorii de la Brăila față de noi? Nu cred că sunt mai tehnici. Toate echipele sunt cât de cât echilibrate în seria asta și nu cred că și în seria cealaltă cred. Și nu am văzut până acum jucători mult mai tehnici ca noi sau pe alte echipe. Suntem toți echilibrați. Dacă pica golul nostru mai devreme, mai aveam vreo șansă la egal? Da, de ce nu? Noi am jucat până la sfârșit, nu ne-am oprit niciodată. Dar asta a fost să fie, a fost prea târziu, minutul 45. Și n-am mai ținut și asta a fost. Nu mai am avut când să egalăm.